Tineri catolici din întreaga lume au sosit deja în Portugalia pentru Ziua Mondială a Tineretului. Lisabona și alte orașe sunt pline de turiști care se vor afla pe traseul unde va merge Papa Francisc încă din primele momente de când va coborî din avionul ce va ateriza la baza Figo Maduro din Lisabona. În prima zi a vizitei, Papa va fi primit de președintele și de premierul țării. Mănăstirea Ieronimilor este locul unde vor debuta ceremoniile Zilei Mondiale a Tinerilor Catolici. Suveranul pontif va merge și la o biserică din Serafina, o periferie săracă a Lisabonei. În cuanto que milhares de jovens vêm de todo o mundo, fazem centenas e milhares de quilômetros para viver o Papa, nós aqui temos esta alegria de receber o Papa, ele vem ter conosco. Portanto, isto é completamente o coisa inimaginável. Evenimentul din Portugalia va culmina cu o liturghie celebrată de Papa Francisc sâmbătă seara. Tinerii vor rămâne pentru o noapte întreagă să se roage. Programul va fi unul destul de aglomerat pentru Papa Francisc, care a suportat în urmă cu 2 luni o operație abdominală dificilă.